Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și în minutele următoare o să descoperiți cum puteți elabora resurse educaționale deschise și cum puteți să le transmiteți inspectoratelor școlare județene. Mai întâi veți căuta procedura. O veți identifica pe paginile web ale inspectoratelor școlare județene. Căutați calendarul sesiunii de evaluare RED, diferit de la un inspectorat la altul, apoi completați fișa descriptivă a resursei educaționale deschise pe cele trei componente, date generale, cu precizarea titlului resursei, menționarea disciplinei, a clasei și a autorului. Apoi, în cadrul prezentării resursei educaționale, precizați competența specifică vizată din programă, durata resursei, scurta prezentare a resursei și elementele agregate și, în fine, câteva comentarii utile. De asemenea, completați pe proprie răspundere o declarație privind dreptul de autor. Urmează evaluarea resursei educaționale deschise, ce are la bază criteriile: concordanța cu programa școlară, relevanța, accesibilitatea, corectitudinea și valoarea pentru învățare. Fiecare dintre criterii este însoțit și de câțiva descriptori. În fine, urmează pașii 4 și 5. În final, veți primi o adeverință eliberată de Inspectoratul Școlar Județean. Vă doresc mult succes și la cât mai multe resurse educaționale deschise, elaborate și transmise. La revedere!